Săptămâna trecută, trebuie să recunosc, am fost săptămâna trecută la Amsterdam cu fetele. Vroiam să căutăm niște cărți spirituale. Și plimbându-ne pe bulevardul Roșu, cred că, am intrat într-o cafenea. Ce scăpa? Nu, bulevardul Roșu, de la ce bărbat. Cărți. Și am intrat într-o cafenea și am mâncat niște prăjituri spațiale. Mi-amintesc că făcea și mama acasă cândva de mult. Și am mâncat și trebuie să te informez. Așa. Am avut o viziune. Se făcea că ploua cu șaurme. Și că acest lucru va determina sfârșitul lui. Pentru că erau șaurme cu pantofi, cu tocăcui. Și ne omorau pe toți. Și sunt absolut convins că este un semn, este un mesaj codat în spatele acestei viziuni, cum că va veni sfârșitul lumii. Suntem în ianuarie, vine februarie, martie, aprilie. Deci imediat după luna femeii, după ce îmi cumperi tu toate cadourile de frumos pe care le meri, și înainte ca tu să mergi să vezi finala ce-am cumplit cu băieții, o să vină sfârșitul lumii. Și am zis că nu pot! Să mai stau încă o clipă pe pământul acesta fără să-mi urmez inima. Bine, nu te mergi la Amsterdam, stai acasă și lași tocurile buni și până aș faci de mâncare și lași lucrurile spațiale. Dar cum pot să mă pui să fac aceste lucruri când eu mai am 3 ori 30, 90, 90, 90, 90. Mai am 2567 de ore de trăit. Și cum vrei tu să trăiești din astea? Că vin atunci să toată ziua, să mâncăm și noi cine acasă, nu te mai scot tot la restaurant. Dacă nu o să mai trăim peste 3 luni, nu contează banii după cele 3 luni. Da. Deci, tu îți vinzi frumos merța. Bă, femeie! Și îmi permit mie unul, ca să putem să ne plimbăm, putem să mergem în Bora Bora. Da, nu ce-o place. În Bora Bora. Deci, gata, am uite, și atent. Nu vine nimic. Dacă nu vine nimic, ce dragul face? Și dacă vine Sfântul Petru, nu o să se uite registrele contabile să vadă că tu ai merțan și că tu ai ghete de fotbal. Lasă cu ăla trateze, nu-ți faci tu griji. Dar dacă nu vine, ce-am făcut? De-aia am început să vin. Ce-ai făcut? Păi nu mai ai acoperire pe carte. Ne-am rezervat pentru anul 2 o excursie în Bora Bora și pe urmă, acolo, o să stăm pe plajă și o să ne scăldăm în șapoare. Deci ai stricat bani. Dom Perignon. O să facem bani. Stop. Da. Deci ai stricat bani. Da. Bine. Aici ne oprim, dai toate cardurile la mine. Mergem în excursie, stăm 3 luni, dacă nu vine sfârșitul lumii, ne întoarcem acasă, îți iei servici, te duci la muncă 8 ore pe zi și plătești cardurile la lume.